ce e aici? Și început să se râdă la noi. Eu nu mănânc pe râs. Mi-e foame. Sunt destul de frumoși. Dar asta e, va trebui să-i mâncăm. Ia uite cum s-a ieșit. Doare e aceeași, deci n-ai nimic, e ok. Da, 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 ai nu, rămas la culoare. Foarte bine. Melcii au fost otrăvitori. Astăzi este ultima noastră zi în Ho Chi Minh. O să zburăm spre Da Nang peste câteva ore, așa că am venit să luăm micul dejun la supermarketul ăsta, mini-marketul ăsta de la noi, de la cazare. Ne-am luat niște triunghiuri de mâncare cu orez și pui înăuntru și unul cu orez și pește. O prăjiturică din aceasta cu clătită, arată destul de bine. De băut ne-am luat un Milo și încă ceva ce nu știu ce e, o să-l gustăm imediat. Iar treaba asta, zice că e o chestie sănătoasă, am văzut că mulți mănâncă pe aici dimineața, așa că am zis, hai să încercăm și noi, sperăm să fie bună. Ăsta miroase ca un sushi uriaș și cald. Înăuntru are o foaie de alge, se numește nori. Un mega sushi cald. Un orez foarte lipicios care rămâne pe dinți și așa o mâncărică mică de pui pusă înăuntru. Un gram sau două de pui, da? Nu ne plângem. Nu e rău, nu e foarte bun, dar asta a fost varianta, singura variantă pe care am găsit-o să mâncăm la acest mini market. Scârțe așa, care are gust de alge și pește. În Ho Chi Minh, cam toate mini marketurile au și un loc unde poți să iei micul dejun. Ia uite. Mamă, câtă somon are înăuntru. Ați văzut bucata asta mare de somon? Ba, știi cum e? Oamenii mai sunt și cârcotași din când în când. Este acțiunea sushi. Să-l împăturim. Fel de sarma din asta asiatică. Nu prea-mi place asta, că mereu se apește așa cam. O gândit să o pună și un pic de sos de soare. Tadam! Am luat două băuturi. Una este ceva cu piersici și citron în gras și nu știu ce mai ce. Cred că niște ceai ceva. Și unul este Milo, e o băutură cu lapte și ciocolată. O să încep cu ea. Deja și știu gustul, dar n-am băut niciodată în Vietnam. E un fel de Nesquik cu lor. Un fel de Nesquik. E foarte dulce, ăsta. Este un lapte cu cacao și un pic de gust de ovăz sau de cereale, așa. Dar ăsta chiar e tare dulce. În comparație cu altele din alte țări, asta e foarte dulce. Să vedem ce gust are. Nu miroase prea bine. Da. Este un ceai aromatizat cu gust de piersici. E ok. Nu e nici foarte dulce. Chestia asta nu o simt deloc. Adică nu se simte decât ceai cu piersici. Am mai luat o mâncărică din asta, tip pudding, tip iaurt, tip ceva, se numește Kek Sak Mau. Dacă pot să fac. Acum sare peste tot. Am reușit să deschid. E așa ca o gelatină. Înăuntru e transparent cu niște bobițe. Nu e așa orez. Are gust de orez dulce. Ma. Ceva fasolică. Super dulce. Treaba aia verde n-are gust bun. Nu se bage în altinos. Asta rost n-au niciun gust. Un mic dejun ciudat, nu știu să spunem, mai ales pentru noi europeni. E tot un fel de flabăr.
E ceva lipicios, cu gust de orez, ca un fel de budincă de orez ceva. Tot felul de fasolici și chestii înăuntru, grâne, ceva. Nu este nici foarte rău, dar n-aș mânca a doua oară. Îmi era poftă de ceva ca o prăjitură și asta era singurul lucru pe care l-am găsit aproape de un desert. Pare a fi un tortuleț făcut din clătite. A, miroase a frișcă. Și a vanilie. A de chec. Da. Că ai gustos clătite. Toate straturile astea sunt făcute dintr-o frișcă, care, sincer să fiu, nu are cam niciun gust. Dar măcar e ceva pozitiv, nu se simte ciudat în cerul gurii. Mai gustăm o dată. Uite ce frumoase sunt straturile. Da. Prăjitura asta nu e cine știe ce. Are foarte multă frișcă și e foarte grasă. Cam asta a fost micul nostru dejun. În curând o să mergem spre aeroport. Rămâneți cu noi. Suntem în stația autobuzului care o să ne ducă spre aeroport. Trebuie să vedem numărul, îi facem cu mâna. El se oprește. Din ce am văzut, prețul ar trebui să fie rezonabil. Taxiul ne costă undeva la 150.000 de dong, iar cu autobuzul ar trebui să fie 10.000 de dong de persoană. Uite așa stăm noi aici sub umbrele, ne-a dat acest nene drăguț care trece pe lângă noi. E paznic aici la restaurant și ne-a dat o umbrelă ca să nu ne plouă. Și așteptăm autobuzul. Ne plouă, ce ne udă! Deci a început o torențială. How much airport? Din când pe amândoi? Da. Wow. 10.000 de persoane. Deci chiar atâta ne-a luat. Thank you so much. Thank you so much. Hai, 4 bilete de 5.000, mergem la aeroport cu autobuzul. Ce aventură! Măcar asta și mie părul bine că s-a udat. Al meu nu. Mie îmi plac foarte mult perdeluțele astea. Uitați cum arată autobuzul. Este foarte, foarte curat. Super curat, miroase frumos, scaune confortabile. Tocmai am trecut pe lângă o benzinărie, este 30.000 de dongi, un litru de benzină 95. Autobuzul ne-a lăsat la terminalul de zboruri internaționale, pentru că acolo este capătul, iar noi trebuie să mergem un pic pe jos până la terminalul de zboruri domestice, pentru că zburăm în Da Nang. Suntem în aeroportul din Ho Chi Minh. Tocmai am trecut de control de securitate și mai avem de așteptat cam 3 ore până ne îmbarcăm în avion. Suntem aici în aeroport și un frig de mor. Am un po, o supă cu chicken. Bună. Are un gust foarte puternic de supă de pui. Îmi place foarte mult, e ușor iute. Ia uitați noodle și ăștia. Arată bine, să gust și eu câțiva. Bun. Foarte gustos. Și ceva ceapă. Ia uita și era în ciorba mea. Un bulan de pui. Care arată foarte bine. E galben așa, pare sănătos. Hai să gustăm carne. Va fi cam greu cu bețele astea, dar... Ah, am reușit! Miroase bine. Carnea e bunicită. E fiartă bine. Și are gust așa de pui de țară. Nu e rău, e bun la gust. Supa asta mereu se servește cu aceste verdețuri. Îți dă o farfurie separat. Asta e o frunză verde. Ai gust de salvie. O bucată de lămâie verde. Niște... muguri de soia, aici sunt niște muguri de soia și ceva chili. Sub
pic asta a costat 100.000 de dongi vietnamezi. Înseamnă jur de 20 de lei. Și e destul de bună la gust, mai ales pe frigul ăsta. Băi, nu mă așteptam să fie atât de frig aici. Eu serios, cine credea că o să fie afară, sunt aproape 35 de grade și înăuntru e frig de numai coț. Să mâncăm bine. După aia trebuie să ne pregătim pentru îmbarcare, pentru că ei au aici un cântar simpatic și fix înainte să țuști înăuntru un avion, îți cântăresc chiar bagajul. Din cauza că ne-a prins ploaia, bagajul meu e cam greu, s-au udat toate hainele dinăuntru și are 8,5 kg. Trebuie să am 7. O să mai pun pe mine ce mai am, să vedem, să reușim să-l scoatem la 7 kg. Până la urmă am aruncat totul înăuntru, să pun și lămâia. O arunc și pe aia acolo. Le las să se moaie un pic și să le mănânc. E chiar bună supica asta. Nu mă așteptam să fie chiar așa gustoasă, având în vedere că e și în aeroport. Aici avem un sandwich cu chicken teriyaki. Arată destul de bine, hai să vedem ce are înăuntru. E ceva pui, ardei, niște castravete mai vechi așa. E pâine. Puiul e foarte fraged. Și e chiar gustos. Ia uite ce am găsit înăuntru. Ia un chili. Părinte. E de la fals. Sau nu? Nu e foarte iute, dar e iute. Credeam că e din ăla terminal. E gustos. Înăuntru mai e și niște pătrunjel din ăsta. Care arată așa cam obosit. Dar cât a costat acest sandwich? A fost 71.000 de dongi. Acestea sunt prețurile de aeroport aici la domestic, adică nu la internațional. Să mâncăm, să ne încălzim și să zburăm spre Da Nang. Noi de fapt v-am păcălit, mergem într-o expediție la Polul Sud. N-am pus toate alea pe noi, tot ce mai aveam pe în rucsac. Eu am o căciulă din asta multifuncțional. Mi-am pus-o în care, mi-am pus ochelarii de soare, mi-am pus bandana. Mi-am scos până și pelerina de ploaie, o să mi-o pun pe mine. Și cred că tot trebuie să mai fac cumva, să mai scot jumătate de kilogram, să bag în buzunare. O să-mi scot încărcătoarele de telefon, ce să fac. Ăștia controlează tot, i-au luat pe unii la tot, le-a controlat și bagajul, și poșeta, și totul. Să nu cumva deci să depășească totul cu un gram. Dar numai pe unii depinde, dacă nu-i place de tine, te ia. Dacă îi place de tine, nici nu se uită la tine, te lasă să treci și cu 500 de chile. Asta e. Depinde dacă le place fața noastră sau nu. Avem deja întârziere, mă dor picioarele, stăm aici de o grămadă de timp. Uitați cât de plin e aeroportul. E o furtună torențială afară, de aia cred că sunt întârzierile astea. Acum văd că s-a mai potolit un pic. Am schimbat locul de așteptare! Ne-au scos afară aici, în haosul ăsta, nu-i niciun autobuz, ci că hai să mergem. Eu pot să merg și pe jos dacă nu-i prea departe, dar... Astăzi zburăm cu Vietjet! După ce ne-au ținut atâta timp la căldură, acum au dat drumul la aer condiționat și uite-te și tu cum arată, zici că e într-un frigider. Acum ne congelează bine. Delay de 2 ore. Se mai întâmplă. Mă îmbătrânește aici. E ora 10 și tocmai am aterizat în Da Nang. Suntem în fața aeroportului. În sfârșit mi-e și foame. Uf, hai să mergem la cazare. Lung drum, deși am zburat numai o oră. Am stat mult în aeroport. Asta este camera noastră.
M-am instalat aia. Mare, frumoasă, curată. Mamă. Aceasta este dormitorul. Patul e foarte confortabil, deja m-am pus în el. Super curat totul aici. Totul arată foarte bine nou. Avem vedere la... ceva? Stradă. Este foarte cald aici, trebuie să deschid aerul condiționat să răcorească, că deja nu mai putem. Camera asta a costat $15, adică apartamentul ăsta a costat $15 pe noapte. A fost recomandată de Cezar Show. Suntem aici la TUI. Am comandat niște chestii tare dubioase pe care o să vi le arăt acum. Le-am scris aici pe foiță. Și Cezar cu Alina sunt acolo, ei sunt la fața locului, întreabă una alta, ia uite. Hai să mâncăm. Aici mâncăm în seara asta. Deci ne-am dus acolo, hai cu nața și cu toate alea. Vrem să mâncăm ceva de pui, de porc, sau cu de-astea de semn și neobișnuiți. Ceva legume. Ne-au dat-o pe o tanti la telefon, bănuiesc, era nepoată verișoară. Și o vorbea o engleză din aia de spunea un cuvânt acum ar fi peste 5 minute. Și n-am înțeles nici în engleză ce să mâncăm de aici. Oamenii s-au adunat în jurul nostru și ne arătau să mâncăm asta. Asta. Și am zis, ce e aici? Și a început să se râdă la noi. Eu nu mănânc pe râs. Mi-e foame. Cred că mă uim de foame până la urmă. Schimbare cu mașinuța. Suntem aici cu noi noștri prieteni. Uitați-i acolo. La restaurantul lui Gulliver. Deja am început să balbotez, mi-am luat niște cartofi de văstăminte. Cartofi cu sos pican, atât s-a putut. Stăm pe scăunelele astea foarte mici. Aici toți ne simțim ca niște mari uriași. Și să încercăm treaba asta. Pare a fi niște cârnați ceva. Da. Sunt niște cârnați de purcel. Tocați. Cu multă salvie. N-aumați, sunt prăjiți cumva. Hai să încercăm și cu sosul ăsta. Da, nu au treabă cu cârnații românești la gust, dar sunt ok, sunt acceptabili. Castravete. Numai că cârnații ăștia au cam multe zgâciuri. Am luat și bilele astea prăjite. Arată cam așa. Nu miros rău. Astea sunt chiar gustoase. Sunt din cartofi dulce cu cocos, cu fulgi de cocos înăuntru, chiar foarte bune. Sosul ăsta e bun, tot așa iute. Îmi place. Nu bag mâna apă pentru crânații ăștia, că n-ar fi crânații Azorel. Nu văd nici unul pe aici. Și gustul nici nu pot să... și la semăn cu ceva ce noi știm. Dacă nu știm, s-ar putea ca după ce termin să încep să vă luat de să vă pe voi. Și n-am nici antirabic. Una e să-l vezi pe Cezar pe YouTube și una e să-l vezi pe Cezar în realitate. Eu zic că Cezar trebuie să facă și niște tururi în cum e seara cu Cezar sau ieși în oraș cu Cezar, te face să râzi, te simți bine. Mai avem chestia asta. Asta nu știu ce sunt. Arată ca niște gogoși. Trebuie să mai ai unul. Sunt niște ouă de prepeliță prăjite. Mă, e bun. Chiar nu sunt rele deloc. Sunt într-o tempura dulce. Ce bine, e gustos. O să iau, te rog, să iei, că chiar e bun. Dacă ai zis că ți-mi îmi place. Auză, vină! Ouă ăsta, mă, nu. Ăsta chiar e gust de ou. Ăsta, ai spus că ou de pe vâlță pane? Da. Bă, să știi că e gust de ou și dacă nu încep să fac ca toate alea, după ce îl termin,
E treabă bună. E bun, îmi place. Asta e nota 10. Cum am dat niște sanjac, arătau exact ca niște mini sanjac, dar am primit așa ceva. Nici nu avea cum la 5 lei să fie altceva. Sunt un fel de surimi prăjit. Nu are treabă cu sanjacul, dar e mâncare de urgență. Mi-am luat și o porție de melci, ce să fac? Dacă erau melci peste tot, am zis, hai să-mi iau și eu. Știi cum e, vie în Vietnam, nu mănânci melci, trebuie să încerc. Arată cam așa, sunt destul de frumoși, dar asta e, va trebui să-i mâncăm. Ia uite cum s-a ieșit. Cam đây, bò bía ngọt đây, kèo chì tơ hồng đây. Có sao gì cơ, áo mũ nỉ xịp nhỉ? Cam đây, bò bía ngọt đây, kèo chì tơ hồng đây. Așa la gust, eu știu, mi s-au părut mai bune, am probat unul singur, în altă parte era mai gustos. Deci ăștia nu sunt răi, dar... Cred că la cei din Delta sigur le plac, că ei mănâncă rapane. Dar nu sunt pe gustul tuturor și mai ales dacă ești alergic, acest ar e nou. Zicem că mâncarea a fost ca un nașpa, dar e bine pentru siluetă. Pentru, e bine pentru sulietă și fiți atenți aici. Eu n-am ce să zic mare lucru, că am mâncat 3 cartofi prăjiți din aia cu... sosul ăla a fost picant și ce-mi place mie. Și cârnații aia de azorel. Deci eu mult n-am ce să spun, dar tu ai servit din mai multe. Adică voi, ați băgat acolo... Mâncarea a fost... Hrană și atât, dar nu ne-am săturat deloc. Culoarea e aceeași, deci n-ai nimic, e ok. Da, ai rămas la culoare. Foarte bine. Melcii n-au fost otrăvitori, e în regulă. Da, Ana, parcă tu mi-e foame. Eu zic că, mamă, știi cum e vorba aia? V-a plăcut? Mi-a plăcut, dar merge și-au rămas de rău. Este 3 noaptea și prima noastră zi în Da Nang tocmai s-a încheiat. Ne-am întâlnit cu Cezar și Alina de la Cezar Show. A fost foarte mișto împreună. Am mâncat câte ceva, am încercat melci și alte ciudățenii. A fost o noapte foarte interesantă aici în Da Nang și vrem doar să ne odihnim. Mâine începe o nouă zi, așa că nu uitați să vă abonați, să dați like, să dați share, să porniți notificările și să lăsați un coment.